Capitan atât la Naționala de Tineret, cât și la Rapid Ghidighici, Ioan Jardan a mers după cadouri la un mall din capitală. Pentru o zi, el a uitat de fotbal și s-a gândit doar la iubită. Puteți combina și cu așa ceva. Și nu este aur. După câteva minute de căutare, atenția lui Jardan s-a oprit la o geantă și o pereche de cercei. Pentru aceste cadouri, fundașul Rapidului a scos din buzunar 740 de lei. În principiu, chestiile astea nu prea dau greș la cadouri. Să felicit cu ocazia zilei de 8 martie și ne-am cuvintele de rigoare. O să la cină romantică și... Sper să-i placă. Nici jucătorii echipei Milsami Orhei nu au stat astăzi departe de femei. Fotbaliștii au mers la aeroport, unii întâmplători sau nu. Vicepreședintele echipei din Orhei, Petru Jardan, deține o funcție în conducerea instituției. Jucătorii au oferit flori pentru reprezentantele sexului frumos. A venit propunerea din partea conducerii. Ceva foarte frumos, un gest frumos cu această zi specială a femeii. Normal că la antrenament e plus dificil, se pare și eu. Să se cadou. Fotbaliștii de la Academia au decis să nu meargă departe și au oferit cadouri pentru cele care îi susțin la fiecare meci. Fetele din galeria de suporteri au fost invitate la antrenamentul echipei, unde au primit de la jucători câte o floare de cameră. Vă dorim să fiți mereu frumoase, mereu în atenția tuturor bărbaților, însă să aparțineți numai unui bărbat. A fost într-adevăr o surpriză foarte plăcută pentru noi. Nu m-am așteptat și chiar le mulțumesc din suflet. Nu a rămas fără de cadou nici managerul general al echipei Academia, Natalia Cojohar, care mai întâi a fost felicitată de soțul său. Ca obișnă, buchetul cuțitov, pozdravul cu praznicam, pozdravulea... Как каждый год, когда она просыпается, уже на столе букет цветов. От лица всего коллектива, всем поздравить вас с днем 8 марта и пожелать всего самого наилучшего. И так как вы у нас единственная женщина в коллективе, мы вас очень любим и уважаем. Спасибо вам. Jucătorii nu au mult timp la dispoziție pentru petreceri, deoarece mâine este programată o nouă etapă din divizia națională.